Coincidențele sunt evenimente neașteptate, foarte improbabile, dar care se întâmplă. Gen. De exemplu, ar fi destul de ciudat să dai cu banul de 20 de ori și de fiecare dată să-ți iasă pajură. Dar n-ar mai fi așa de ciudat să dai cu banul de un miliard de ori și la un moment dat să-ți iasă de 20 de ori la rând aceeași față, nu? Chiar dacă o coincidență ni se pare inițial greu de crezut, de fapt, dacă ei încalcul faptul că multe miliarde de oameni au trăit pe pământul ăsta și au interacționat unul cu altul în combinații de miliarde luate câte miliarde variante, ar fi și ciudat să nu existe câteva coincidențe senzaționale. Uite lista mea cu 8 coincidențe fantastice. 1. Jocul de poker. În 1858, Robert Fallon a fost împușcat de aia cu care juca poker pe motiv că omul tot câștiga și ajunsese la suma, imensă pe vremea aia, de 600 de dolari, ceea ce i-a făcut pe toți să creadă că trișează, evident. Chiar și cu mortul în cameră, jocul trebuia dus până la capăt. Așa că cei de la masă au căutat pe altcineva pe afară care să joace în locul mortului folosind câștigurile acestuia. Până a apucat și poliția să ajungă la locul faptei și să investigheze, cel care jucase în locul mortului își rotunjise câștigurile până la frumoasa sumă de 2200 de dolari. Poliția a cerut ca suma de 600 de dolari rămasă de pe urma mortului să fie oferită familiei acestuia. Când au investigat, au aflat că jucătorul pus în locul mortului era fiul lui Robert Fallon, care nu își mai văzuse tatăl de ani de zile. 2. Gemenii Gemenii Jim Lewis și Jim Springer au fost despărțiți la naștere și adoptați de familii diferite. Nici ei, nici familiile adoptive nu știau de existența fratelui Jamon. Ambele familii au botezat copilul James. Ambii copii au studiat la Academia de Poliție. Ambii se pricepeau la desen și bricolaj. Mai mult, amândoi s-au căsătorit cu femei pe nume Linda. Amândoi au avut băieți. Unul dintre ei a fost botezat James Allen cu un singur L, iar celălalt James Allen cu doi de L. De asemenea, gemenii au divorțat și s-au recăsătorit cu femei pe nume Betty. În plus, dacă nu e deja suficient, amândoi aveau câini pe nume Toi. 3. Uitat în sertar. Reporterul TV Irv Cupcinet era bun prieten cu basketbalistul Harry Hennin. În timp ce se afla în Londra pentru un reportaj, Irv și-a deschis sertarul noptierei din hotelul unde era cazat și a găsit niște obiecte care aparțineau prietenului său basketbalist. Faptul că ajungi într-o țară străină, te cazezi la un hotel și găsești în sertar obiectele uitate de un prieten de-al tău, e de la sine o coincidență extraordinară. Dar, în cazul ăsta, două zile mai târziu, până să aibă ocazia să-i spună ce a găsit, reporterul a primit o scrisoare de la basketbalist în care acesta îi povestea că a găsit o cravată uitată de el într-un sertar dintr-un alt hotel dintr-o altă țară. 4, numărul norocos. În anii 30, în New York, un tren a deraiat și s-a prăbușit de pe un pod, ucigând 30 de pasageri. Alături de știrea care anunța dezastrul, ziarele au publicat o fotografie cu trenul, în care se puteau observa cu ușurință cifrele 932 scrise pe tren. Mulți oameni au considerat că e un semn și au jucat numerele astea la loto. Numerele au ieșit și mii de oameni au câștigat. 5. Patricid Pe data de 13 februarie 1746, Jean-Marie Dubarry a fost executată pentru că și-a ucis tatăl. Fix 100 de ani mai târziu, pe 13 februarie 1846, o altă tipă, numită tot Jean-Marie Dubarry, a fost executată tot pentru că își ucisese tatăl. 6. Noroc Chior la duel Henri Trange a luptat în 5 dueluri în Franța între 1861 și 1878. Primii patru adversari ai săi au murit înainte să apuce Henry să tragă. La al cincilea duel, Henry a căzut mort înainte să apuce adversarul să tragă. 7. Coincidență Loto la data de 28 iunie 2000, un ziar din Oregon a publicat greșit numerele câștigătoare la loto. În loc să le publice pe ale lor, le publicaseră pe cele care câștigaseră în Virginia, adică 6855. La următoarea tragere, numerele câștigătoare au fost 6855. Și pe locul 8, Coșciugul Călător. În 1899, actorul canadian Charles Francis Colan s-a îmbolnăvit și a murit în timp ce se afla în turneu în Texas. Din cauza că ca omul trăia prea departe de locul în care murise, mai exact la 5500 de kilometri departare, au hotărât să-l îngroape în in Texas. La un an după moartea sa, o serie de inundații au devastat cimitirul. Apa a luat coșciugul actorului și si l-a purtat până în Golful Mexicului. În octombrie 1908, pescarii de pe insula unde se născuse actorul au observat coșciugul plutind în apropiere de mal. În final, omul a fost înmormântat în aceeași biserică unde fusese și botezat. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, să dați un like și mai ales un share clipul ăsta pe Facebook, mă ajută foarte mult, ca să se audă numele zai Fet peste tot pe internet. Când era fratele vostru mic, se trezea dimineața, băga în el grișulețul pregătit de mami și deschidea televizorul pe Cartoon Network, unde era unul care zicea